Bună, numele meu este Iza și în această seară aș vrea să vă citesc o poveste care mie îmi place foarte mult și pe care aș vrea să o împărtășesc cu voi. Povestea se numește Cei 7 colbi. A fost odată un om și omul ăsta avea 7 feciori și nicio fată, cu toate că își dorea din tot sufletul să aibă una. Într-un sfârșit, nevastă s-a rămăsese grea și, când se împlini sorocul, adusese pe lume o fetiță. Mare era bucuria părinților, dar vezi că fata se născuse mică și tare slăbuță. Omul nostru trimise pe unul dintre băieți la fântână să aducă în grabă apă, că voia să pregătească scăldătoarea fetiței, iar ceilalți 6 frați se luară în goană după el. Și, cum se îmbulzea fiecare, săduindu-se să scoată apă înaintea celorlalți, numai că scăpară ușorul în fântână. A, naibii, spravă! Acum, toți 7 stăteau în jurul ciuturii, cu capul în pământ și niciunul nu știa ce să facă. Și erau atât de înspăimântați că n-aveau curajul de a se întoarce acasă. Văzând că nu se arată niciun copil, tatăl lor își pierduse răbdarea și zise: pe semne că furisiții aceia de băieți s-au luat iar cu joaca și au uitat de apă. Apoi a izbucnit mânios: firea ar să fie toți niște corbi. Abia ieșise vorba din gură, că și auzire un fărfăit de aripe deasupra capului său. Și când ridicară privirea, văzu, înălțându-se în văzduh, 7 corbi negri ca tăciunele, care se pierdură curând în depărtări. Părinții nu-și mai putură lua înapoi blestemul și cu toate că rămăseseră tare îndurerați de pierderea celor 7 feciori, se mângâiau întrucâtva văzând că fetița prinde repede puteri și se face din zi în zi mai frumoasă. Iar fata, multă vreme, nici nu știu că mai avuseseră 7 frați, căci părinții se fereau să aducă vorba despre asta. Dar iată că, într-o zi, fu dat să afle tot adevărul de la niște oameni pe care auzise vorbind despre ea. Și spunea oamenii aceia că fata ar fi frumoasă, ce-i drept, dar că, de fapt, ea e vinovată de toată nenorocirea care se abătu asupra celor 7 frați ai săi. Vorbele astea îi tulbură sufletul și o muhniră nespus și, fără să mai întârzie o clipă, se duse acasă la părinții ei și îi întrebă dacă avusese vreodată frați și dacă știau de mai trăie sau nu. Acum, părinții nu mai putură să păstreze taina doar pentru ei, dar o liniștise răspunându-i că asta a fost pe semne ursita celor 7 frați ai săi și că ea n-avea nicio vină că a căzut o asemenea nenorocire deasupra casei lor. Dar pe fată, zi de zi, tot mai amarnic-o păstra cugetul gândind că ea e de vină și scotea că e de datoria ei să-și cape neîntârzia frații de sub puterea blestemului. Și de atunci nu-și mai găsi o clipă de liniște nici ziua, nici noaptea. Și într-un scapăt, porni pe ascuns în lume, fiind hotărâtă să dea de urma fraților săi și să îi plătească de blestem, chiar dacă ar fi să înfrunte mari primeștii. Nu lăcuia decât un inel care se amintească de părinți, o pâine care se potolească foamea, un ucior cu apă care se astâmpere setea și un scăunel pe care să-i poată alunga oboseala când s-o simți trudită tare. Porni fata la drum și merse și merse cale lungă până la capătul lumii. Ajunsese chiar până la soare, dar cum era prea fierbinte, se îndepărtă în mare grabă de el și se înstreptă spre lună, dar luna era ca de gheață. Atunci fugi repede de acolo și urcă prin văzduf către tărâmul stelelor. Fiecare stea ședea pe câte un scăunel și când fetița se ivi în mijlocul lor, o primiră cu bună voință și arătară multă prietenie. Luceafărul, cât era el de luceafăr, binevoi chiar să se scoale de pe jlițul pe care îi ședea și, întinzându-i un oștior, îi zise: ia-l! Fără oșciorul ăsta n-ai să poți descuia muntele de Cleștar și află că muntele de Cleștar locuiesc frații tăi. Fata luă oșciorul, îl înfășura culoarea minte într-o năframă și o porni la drum. Și merse ea așa, tot merse cale lungă, până ce ajunsese la poalele muntelui de Cleștar. Găsi poarta încuiată și când dădu să scoată oșciorul din năframă, ia oșciorul de unde noi. Năframa era goală. Biata fetiță pierduse pe drum darul stelelor, care se arătaseră atât de bune cu ea. Ce să facă acum? Voia din tot sufletul să-și mântuie frații, dar în ce chip dacă nu-și mai avea cheia cu care să descuie muntele de Cleștar? Surioara cea bună, nu pregătea însă de fel, luă un cuțit, își taie degetul cel mic de la mâna dreaptă, îl rășuții în broască și, spre bucuria ei, poarta se deschise.
Cum intră pe poartă, îi ieși în întâmpinare un pitic, care o întrebă: ce cauți aici, fata mea? Îi caut pe frații mei, cei 7 corbi, răspunsese ea. Și piticul se grăbi să o rămurească. Stăpânii mei, domnii corbi, nu sunt acum acasă, dar dacă vrei să-i aștepți până s-o întoarce, poftește înăuntru. Apoi, piticul le adusese mâncarea pe 7 talere micuțe și în 7 cupe mititele. Și surioara gustă din toate talerele câte o bucătură și sorpi din fiecare cu câte o înghițitură, iar în ultima lăsă să cadă inelul pe care luase cu ea de acasă. Deodată se auziră în văduv cărâieturi și fâlfâi de aripi și atunci piticul zise: auzi, stăpânii mei, domnii corbi, vin acasă! Corbii intrară și, voind să mănânce și să bea cât mai degrabă, își căutară de îndată fărfurioarele și cupele. Dar mai înainte de a apuca să îmbuce măcar o firmitură, se porniră să întrebe care mai de care: cine a mâncat din farfurarea mea? Cine a băut din păhărerul meu? Mie miroasea gură de om. Iar când cel de-al 7-lea corb își deșertă până la fund păhărerul, căzu inelul de aur. Corbul se uită la el cu lărea minte și îl recunoscu. Era inelul părinților săi și strigară plin de nădejde: să dea Domnul ca surioara noastră să fie aici, că atunci am scăpat de blestem. Fata, care stătea după ușă și ascultă ce le vorbeau ei, auzi dorința fratelui său și pe dată ieși din ascunzătoare și cât ai clipi, corbii reșcăpătară înfățișarea omenească. Se îmbărțișară ei de bucurie și se sărutară și apoi porniră cu toții plin de voioșie spre casa părintească. Eu am fost Iza și vă mulțumesc că ați stat cu mine și în această seară ca să ascultați povestea mea. Ne vedem și data viitoare. Vă urez o seară plăcută!